O femeie din Hunedoara a fost păcălită de un fals electrician și a rămas fără 30.000 de lei, totul după ce a primit un bărbat în casă care pretindea a fi angajatul unei companii de electricitate. Când a văzut că îi lipsesc banii, a alertat imediat poliția. Femeia din Hunedoara s-a prezentat la poliție pentru a se plânge că i-au fost furați 30.000 de lei din locuință. Victima, în vârstă de 69 de ani, a relatat că un bărbat s-a prezentat la locuința ei, precizând că este reprezentant al societății furnizoare de servicii de electricitate și că trebuie să facă verificări în locuință. După verificările efectuate chiar în prezența proprietarei, a doua zi, femeia a observat lipsa a 30.000 de lei aflați într-un dulap, precum și a actului de identitate, motiv pentru care a sesizat poliția, a informat Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara. Oamenii legii caută acum să îl identifice pe făptaș, care va fi tras la răspundere pentru ce a făcut.